70 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți și ai grupării de jandarmi mobile Frații Buzești din Craiova asigură măsurile de ordine publică la partida de fotbal de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a națională dintre echipele CSO Filia și Flacăra Horezu. Competiția sportivă, catalogată cu grad mediu de risc, se va disputa pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin sâmbătă 21 iunie, începând cu ora 18. Activele jandarmiei Mehedinți în cooperare cu gruparea de jandarmi mobile Frații Buzești Craiova vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la partida de fotbal ce se va disputa sâmbătă pe municipalul Severinean între echipele CS Filia și Flacăra Horezu. Competiția catalogată cu grad mediu de risc va începe la orele 18, motiv pentru care porțile de acces vor fi deschise începând cu orele 17 și 15. Accesul persoanelor este gratuit. Accesul este liber pe stadion începând cu ora 17 și 15 minute, iar susținătorii echipei din Filiaș vor intra în arena sportivă pe poarta numărul 2 și numai la tribuna 1B, în timp ce pentru susținătorii echipei vâlcene se va deschide poarta numărul 9 a stadionului municipal, aceștia având accesul la tribuna 1A. Celelalte sectoare ale stadionului vor fi închise. Accesul la tribuna oficială și împarcarea din zona restricționată se va face doar pentru spectatorii care au documente de acces emise de organizatori, în speță de Asociația Județeană de Fotbal Mehedinți. Jandarmile reamintesc spectatorilor că pe timpul desfășurării meciului se interzice comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în imediată apropiere a arenei sportive. Susținătorii echipei din orașul Filiaș au rezervat tribuna numărul 1B pe la poarta de acces numărul 2, în timp ce suporterii echipei vâlcene vor urmări meciul din tribuna 1A. Rugăm spectatorii să sosească din timp la stadion pentru a evita aglomerația ce s-ar putea crea la porțile de acces și totodată să se delimiteze de orice formă de agresiune fizică sau verbală ce ar putea perturba buna desfășurare a partidei sportive.